Bună dimineața, nu, bună dimineața târzie, bine ați dat click la un matinal nocturn. Sănătate! Numai bine! Sănătate, salut, soliți! Eu o să râdeți, nu știu dacă vă așteptați la asta, dar eu azi am citit. Am citit o carte care se numește Istoria lumii în 6 pahare și este despre felul în care 6 băuturi au influențat istoria lumii. Vă rog să ghiciți cele 6 băuturi. Brandy. Șprițul. Vin, bere. Dacă vin, coniac. Și eu aia. Vin, bere. În vinul ordinea... trebuie să fie, berea trebuie să fie. Da. Rom. Cu brandy-ul este, da, știu că era. Spiritoasele e o categorie. Spiritoase. Și sunt încă 3. Nu știu dacă... Zine. Nu mai știu. Sunt încă 3 și sunt nealcoolice. Sunt cafeaua, ceaiul și Coca-Cola. Așa. Și e super foarte interesant că berea s-a inventat înainte să se inventeze scrisul. Și unul din motivele pentru care s-a inventat scrisul era că să contabilizeze câte bere primeau oamenii care munceau pe bere. Și... No way, dude! Dar... E destul nu, eu inter... nu, eu, respect asta e berea. O interpretare, nu cred că e chiar așa, că la multe bine, nu era numai pentru bere, era ca să contabilizeze tot ce se întâmpla în orașele devenite mai mari, care deveniseră mai mari, pentru că aia care au pus niște grâne în apă, observat că dacă le lasă în apă mai mult, se face bere care are proteine și e mai sănătoasă decât apa, care nu se putea bea, sau dacă o pune pe foc, iese pâine. Deci era pâine și bere, cumva erau... Știți că berea s-a băut foarte mult timp fără Hameinia și nu avea gust de bere și că avea un gust groaznic. Da, avea un gust groaznic și era plină de impurități, pentru că efectiv se puneau toate într-un vas mare și se bea printr-un pai de trestie. Asta și nu avea gust de bere, cum știm noi din cauza Nu avea gustul berii de acum, că nu avea nimic. Foarte târziu a venit cu Hamei. Eu zicea că egiptenii care au construit piramidele erau plătiți în, nu știu, niște unități de măsură care venea la cam 2 peturi pe zi. Bă, dar azi nu mai e ok să-i dai la meșter 2 peturi de bere pe zi, știi? Că îți face scurgerea greșită și nu se mai adună apa acolo jos la scurgere și trebuie să dai tu cu telul după aia, adică acum nu le mai dai bere. Îți face scurgerea în scurgerea ta. Da, chestia asta s-a schimbat. Și am citit capitolul cu berea și am citit jumate din capitolul cu vinul, care zicea că grecii la început beau vin toată ziua, dar îl beau cel puțin îndoit, dacă nu întreit cu apă. Ca să-i țină mult. Și ziceau că numai barbarii îl beau curat sau zeul Dionisos. Pentru că dacă îl bei așa gol, nebunești. Ceea ce unii da. Există. Zicea în cartea asta și despre vikingi cu berea cumva, că nu mai știu dacă asta am citit-o. Ți-am dat una în limba română, în care se explică despre alcooluri și zice și despre vikingi. Eu sunt doar la... Nu, ce mi-ai dat tu istoria beției. E altceva. Da. Nu, măi, e dat cu core inimă de copilie. Da. Așa. Asta e în engleză și încă n-am mai ajuns la vikingi. Încă n-am ajuns la vikingi dacă există ceva despre ei. Acum zice... Și despre brandy zice că vine de la mauri? Asta era? Dar n-am ajuns la capitolul ăla. Atunci înseamnă că las că vorbim peste o săptămână, două despre asta. Zicea în introducere că spiritoasele astea s-au inventat pentru marinari. Că se duceau departe și trebuia să fie ceva mai concentrat. Mai scurt și mai bang-bang. Da, că nu își permiteau să ducă multe amfore cu vin sau cu bere și făceau o sticluță mai... Da, exact, de exemplu așa, că îi aduceau din colonii. Exact cum fac băieții când se întâlnesc la o băiețească undeva la o cabană, exact țuică iau, ca pirații. Că să fie pe scurt, pe repede să te chiști. Nu te stai și bei roze sau... Dar exista și brandul pirat de ceva rom de ăsta nașpa. Era bătrânul Monopol? Sau Monopol? Da, este rom bun cu pirat, cu Captain Morgan. No, bine. Este cu și Dr. brandul Cui, pirat, nu este? Care e foarte șmecher. No, vezi druid, povestesc băieți exact ce povesteam noi ieri. Ce povesteați? Ce treaba cu... Thermomix. Da, după ce am făcut reclama la Thermomix, am stat la o poveste de niște branduri și povesteam de... povesteam să facă Haurențiu, să fie imagine de un rom bun și...
Dar trebuie să fie un rom mișto, un rom altfel, un rom ceva. Și să fie, să fie promovat de... Mai ales acum, să mai ales un acum când sunt undeva în trending toți romii. Exact. Da. Un rom care față de... care liniștește romul. Da. Nu-i dă chef de... îi dă chef de povești, de stat la... de, îi dă cu empatie. Îi dă romul față de ce. Cum ar veni un filmuleț în care strigi să vină poliția, ca să-i respect. să-i facă cadouri din ce a furat, da. Aia, da. Uite, să dea înapoi, ca Robin Hood. Un rom elegant. Da. Au luat poziție asta... niște lideri a romilor de la ceva asociații și au zis că, bă, oricât încercăm noi să vă integrăm și să fiți ok și să nu mai generalizeze lumea, uite ce ați dat-o cu muci în fasole. Da. Mădălin Voicu zicea odată, s-a enervat, vrut să-i ajute pe niște țigani și s-a enervat super tare și a început să-i înjure, știți? Faza cu Mădălin? Bun, dar a existat o poveste foarte complexă cu, nu neapărat de, nu știu dacă erau neapărat romi, dar erau niște oameni care nu au reușit să fie integrați, a lucrat Godină foarte mult pentru ei și le-a găsit o casă. De Crăciun. Postat ce țapă și-o lua bietul. Eu n-am fost atent și mi-a făcut concubina un rezumat și un pic spectaculos. Da. Dacă mergeți înapoi de destul de mult. Da. Apropo, fii atent. La ce mă gândeam azi? Că ziceau la știri că se anulează două mari festivaluri din Europa, după Tomorrowland, care cred că s-a anunțat, festivalul cu taurii și Oktoberfestul. Și aproape sigur că nu o să mai fie nici astea din Cluj. Dar eu, dacă aș fi acum un festival din Cluj, aș anunța, bă, că eu oricum aduceam pe Beyoncé. Că nu-i costă nimic să mintă. Bă, știți că cine voiam să aduc acum? Bă, ăștia mari, bă, Arctic Monkeys. Da. Nu, bă. Și adică, Untold nu anunțase niciunul din ăștia mari. Adică Pussycat Dolls și celelalte erau cumva așa. Și cred că așteptau să-l dea pe la greu, cum au așteptat anul trecut cu Robbie Williams. Care, întreb și eu, care ar fi putut fi dacă anul trecut l-a dus pe Robbie Williams? Backstreet Boys. New Kids on the Block. Bruno Mars, de ăștia. Mă gândeam, da. Bieber, Lady Gaga. Nu, mă! Bruce Springsteen. Așa. Lady Gaga. Lady Gaga de eu nu înțeleg de ce ăla cântă, efectiv. Eu nu înțeleg de ce cântă Taxi, dar aia e altă treabă pe care tot am mai povestit-o noi. O, măcar are o melodie, bă, Taxi, du-mă unde vrei, nu? În limita la 15-20 de lei sau cum era. Aia sau WhatsApp, pardon, sau Messenger. Mă, ăla iar o bătut-o pe WhatsApp, o bătut-o iară pe concubină sau pe ceva tip de aia. Și acum câțiva ani când ne-am întâlnit cu el era la... era mare fan și concubina era mai fana noastră decât și se iubeau noastră, foarte mult. Dar fii atent. De atunci, cred că au mai fost altele. Dar el a mai avut probleme cu agresiune. El a mai avut chestii de astea de violență domestică. Deci nu-i la prima. Mă rog. Ștefan deci Bănică cine? Junior nu a avut și s-a luat lumea tare de el. Nu. Uite, umple sala palatului. Ba chiar a bătut la surprize. Da, asta e bine. Și proporțională cu celebritatea, ce poți să faci și să nu ți se întâmple nimic. Exact, adică Bănică e destul de celebru să dea două palme la o femeie, știi? Păi Michael Jackson putea să fută mai mulți copii. O sărit pe el pentru două perechi de palme. Păi care așa, două perechi de palme, de fapt înseamnă patru palme, nu? O pereche vine din două. Stai că și Steve McQueen își bătea nevasta și Frank Sinatra o bătea, adică tot oameni din Vaslui erau și ăștia. Plus că zicea aia noi care văzusem noi, fana noastră, aia cred că și zicea aia, o fi zis ea ceva, că am fost de față când a venit să filmeze cu noi și avea un 0.33 de bere, haine chiar dacă nu mă înșel era, și zicea, oare am putea și noi să nu luăm sticla aia de bere tot timpul cu noi, să nu părem alcoolici, s-ar putea oare? Și m-am uitat că s-a uitat așa la ea, cumva s-a uitat că am scăpat-o noi în conjunctură, că eram acolo, știi, de la trei perechi de palme. Dragoșe, replica pe care ai folosit-o înainte de explicația asta este replica la care se aprind absolut toate
știi, la care ia foc internetul, mai ales latura habotnică, misoginistă, de să taie pe coie când aude asta. O fi făcut ea ceva să merite. O fi făcut ea ceva să merite. Și bine, merge la orice fel de agresiune. Și asta înseamnă altceva față de ce însemna pe vremea lui Steve McQueen. Că atunci puteai să îi scapi două perechi de palme numai dacă ardea cina sau ceva, știi? Da. Era mai ușor, era mai lesne să îi dai două perechi de palme. O reglai, făceai reglajul fin din perechile de palme. Da. Ca și cum băgai fise. Bă, dar auzi, în mod pic, revenind la reglajul din două perechi de palme, Bănic o bătut-o pe Andreea Marin, dar o bătut-o și pe Rădulească. Cred că Rădulească ducea mai bine și dădea și înapoi. Nu cred că la Rădulească trebuia să-i dai un șut în coaie. Nu cred. Că întrebam, nu știu, adică o bătut-o numai pe una, pentru că dacă o bătut mai multe, e clar că problema e la el, nu la ele. Numai pe una e de la ea. Bă, știi cum e, care calcă odată în străc, încalcă și a doua oară. Că e bărbat, că e femeie, că e bătaie, că e pe trozneală, că e... Ai dat odată, ai făcut odată, o faci. Sunt foarte proști. O să mai vină niște comentarii că suntem misogini, okay. Că instigăm la chestia asta. Am văzut, unul, că de ce o zis Cucu că scui pe țiganul, neștiind că poate să și glumească Cucu la chestia asta. Da. Nu neapărat. Nu mai. Aveți grijă cu glumele. Am făcut aseară una lejeră cu prețul petrolului ăla, că în România ieftinirea înseamnă că până dimineața o să mai pună 4 cenți la 4 la lei. Frate, și scrie lumea, bă, dar oameni care ne cunosc cu maximă seriozitate. Nu e așa. Este vorba despre prețul crude pe WTI, nu pe Brent Barrel, din care luăm noi, ceea ce înseamnă că cei 2,1 lei vin ca și accize suplimentare. Deci ce ai zis tu nu este adevărat. Bă, și eram... Bă, să vă apula... Deci am făcut un căcat de glumă, bă, și ăștia cu maximă seriozitate. Nu, la noi nu se ieftinește, pentru că la noi filiera vine de la arabi, care este prețul de dolar per... Și îți explică, frate, nu mai pot să... Dar tu le răspunzi la ăștia, bă. Deci la ăștia le las bloc imediat, nici nu răspunzi. Ce să-i răspunzi? Și eu nu înțeleg ăștia de ce să uită. Nu știu, dar mai zis cum ai scris mie aia, ci că cu tot respectul, dar cred că ai greșit. Că eu spusesem gluma. Dacă e să ai ghinion, dai de pizdă și în cuie. Și mi-a zis, cred că ai vrut să zici invers. De fapt, era invers. Da. Dar mie mi-a plăcut ăla la care Bob i-a dat bloc și i-a scris, mi-ai dat bloc, nu-i frumos. Da, dar nu i-am dat. Îți dai seama că nu i-am dat bloc. Numai că intră dar cum să zici, nu-i frumos? Cum adică nu-i frumos în pula calului? Îți dau ăla, bloc când vreau eu. Ăla de vrut să te calce cu tirul. Am zis despre chestia asta și n-am înregistrat încă niciun coment negativ, dar bine, toți care intră la mine pe pagină sunt din prieteni sau ajunge din bulă. Adică e foarte restrâns. Că am zis că m-am uitat pe filmulețele alea 3 de la altăieri cu bătăile și am vrut să văd tocmai pentru a nu discrimina, am vrut în clipurile alea să văd și un român, să găsesc și un român. Și am găsit. Bine că erau toți în uniformă. Restul nu erau români. Dar, bă, serios acum, deci eu vorbesc la modul cel mai serios, încerc să nu discriminez și n-aș pasă să-i bași pe toți în aceeași categorie, dar n-ai cum să nu observi, că nu erau numai de ăștia. Da. Păi dar acolo, de ce te chinui să nu discriminezi? Ce e asta? Că încerc să fiu cât mai open-minded și să nu... Cucu! Fiu încerc vicios acolo. Eu fac discriminări și sunt foarte open-minded. Cucu! E ca și cum te duce în Narnia și te-ai mira că sunt numai centauri. Păi da, bă, Bogdan... Când i-am zis că nu mai pot să aud câinii și copii, o zis unul că gata, nu ne mai urmărește, că m-am luat de copii și câinii lui. Am văzut, da. Deci, aia. E bătuț în cam, n-ai ce să-i fac. Acum ceva luni, când tu ai lipsit de la un podcast, cred că le-am povestit la băieți. Tu știi că pagina Haurențiu a fost raportată și am avut un 24 de ore de ăla de închidere? Da. Pentru că o tipă, deci noi nu exagerez că astea sunt cifre. Deci sunt în total sunt 10.000 de comentarii a oamenilor care cărora le-a plăcut, care au prins glumele tot.
Și vine o tipă de la Ploiești, de etnie romă, dacă nu înțelege, adică o țigancă foarte mișto, care s-a dus cucu și-a făcut facultate. Deci, uite-te, de etnie romă, o tipă care și-a depășit condiția asta generalizată de se vorbește că ei numai se descurcă în viață fără școală. Frate, și se duce tipa, prinde o bursă în Europa, merge la universitate de top din Europa, face studii romanice, studii romales, devine un fel de purtător de cuvânt și după un clip al lui Haurențiu mă raportează la Facebook că Haurențiu e rasist și instigă la discriminare și la violență împotriva minorităților. Eu nu înțeleg. Mie dacă cineva, ca român sau ca altă naționalitate, zice, bă, voi românii sunteți niște împuțiți. Eu zic da. Da, dar tu ai învățat, putu-te noroc, și tot ți-am zis-o de atâta timp. Tu ești omul care deții cheia anti-bullying-ului, cu care tu ai putea să ții cursuri și conferințe în toată lumea. Și asta ți-am zis-o de când te-am cunoscut acolo 100 de ani. Tu supralicitezi orice jignire ți se aduce, chid că e adevărată, chid că e departe. Tu nu stai, tu închizi întotdeauna orice jignire o veni vreodată la tine și te-am văzut pe tine și cu băieții în toate contextele potrivite. E cel mai frumos unul care vorbește urât cu tine, tu să vorbești urât de tine de 3 ori mai mult, după asta care vorbești abia atunci urât de el. Da, dar nimeni nu știe să facă treaba asta pe care o faci tu și la păi, dar nu e ca și când e la librărie și să cumpără știulezi de porumb. Dacă este asta, a zis-o și Tyrion Lannister în Game of Thrones, undeva prin primele sezoane și o grămadă de oameni au văzut filmul ăla. Nu știu câți au învățat. Am observat chestia asta, sunt foarte mulți oameni buni la o chestie, șapte. Dacă ei sunt în domeniul lor, orice în afara domeniului și totuși insistă să-și dea cu părerea. Știi ce îmi place la chestia asta? Sunt oameni care, pe care dacă îi întrebi, bă, dar de unde știi? Păi cum de unde știu? Sunt în domeniu. Deci sunt în domeniu, e un fel de fucking Dumnezeu. Păi da, bă, dar și eu sunt în domeniu, dar tară că am în domeniul meu niște unii bătuți cu pula în cap. Asta trebuie întrebări de follow-up. Ești în domeniu pe ce post? Da, exact. Sunt în domeniu. Uite, o chestie de apropo de domeniu. Tipa aia, ok, că reacția a fost lipsită de umor. Dar pentru genul ăla de oameni care își depășesc condiția, tocmai mai mult respect, pentru că trebuie să iasă dintr-un mediu care îi constrânge, bă, Dragoșe, care îi duce într-o direcție. Bă, Dragoșe, aia, noi da, când ne băgăm pula în cineva, ne băgăm pula în majoritatea, nu în toți. Dacă asta este inclus, e umbra de inteligență substratică. Deci dacă eu zic, mă fut în ei italieni, nu înseamnă că mă fut în toți. E clar că mă fut doar în partea aia mare, proastă. Dacă eu știu asta, dar le explicăm să mai înțeleagă că sunt la care apare. Dar nu ce pula mea asta? Facem educație sau ce e aici? Da, Cucu, îmi pare rău. Ai dreptate. Facem educație, Cucu. Și asta e o discuție. Eu zic că nu facem. Eu zic că facem entertaining. Nu consider că facem. Bineînțeles, mă apuc să educ. Formatori de opinie. Sigur că dacă avem niște idei care poate că sunt folositoare, le putem transmite. Nu le dau. Aș vrea să fac eu niște educație. Scuze, Bob, că te-am întrebat de două ori. Nu nimic. Dacă poate, că ați pomenit de chestia asta. Aș vrea să fac niște educație. Am văzut o grămadă de oameni, așa zis, experți și foarte buni în domeniul lor, care dădeau interviuri pentru televiziune și dădeau prin telefon. Și eu înțeleg că sunt foarte buni în domeniul lor și nu în cel tehnic. Dar majoritatea țineau telefonul și o să iau laptopul acum. Și vorbeau de aici, așa. Am văzut la cineva care avea prieteni de-al nostru, pe toți l-avem în listă. Exact. Unul din băieții ăștia din Cluj, niște indicații, da. Expert mondial în biofizică, în chimie, în economie, în prețul barilului de petrol și vorbește de aici. Orice ar nu mai poți crede. Nu-l mai e în serios. Așa au știut el să țină telefonul și pe vertical și sub nas. Acum câteva săptămâni, când era mai lejer, mai la începutul crizei, am vrut la un moment dat să fac o chestie exact așa cu telefonul, în care să rog pe toată lumea, nu mai vorbiți de aici, nu interesează pe nimeni, și când povestiți și în conferință de Zoom de aici vorbesc, și se întorc cu spatele la geam, clar, și telefonul da, pe orizontală. Bă, unul nu-l duce capul să vorbească așa, bă, tati. Cum vorbea ăla pe net, 3 plus 3 sau 3 egal cu 3, cum avea ăla, emisiunea.
Da, prim, egal, 3. Faci de sus, așa. Blogger care l-a inspirat pe Mickey H. Da. Exact. Vechi, okay. Vechi. Și că fetele se pozează mai mult de sus ca să pară că au fruntea mai mare, că e o chestie de atracție, și băieții de jos ca să pară așa, că sunt mai dotați. Da. Așa? Eu fac eu acum de jos că Milene să ridic telefonul, că nu mi-a venit de pe EMAG trepiedul. Dacă ne vine, uite așa, ține, uite așa, ține. Așa. Ca, nu, uite așa, ca Iohannis, așa, ține. Da. Vi s-a întâmplat că la fiecare, și cei care ne privești și voi, se întâmplă să-ți deschizi cumva camera și să te prindă când te uiți în telefon, știi de aici, știi de așa, și... Da, am văzut odată și am trimis un dick pic. Capovizor. Un ce? Un dick pic. Adică un selfie în cazul lui. Bă, bă, ești foarte proști. Fii atent. Să nu uităm, să ne legăm de niște oameni, bă. Da, dar până ne legăm trebuie să-și apreciem că s-o sta mai mult în casă, m-au fost mai responsabili românii. Da. Bă, bă, nu s-o mă porni, dragul. S-o stat în casă mult mai mult decât... S-o stat în casă, că o zice Iohannis să stai în casă, să nu mergi la biserică, că altfel mereau toți terminați cu prostiile. S-o stat în casă, bă, că așa o zis legea. Bun, și, păi, dar normal, dar puteau să o încalce. Na, uite da, că au fost mai responsabil da, lumea decât ne-am așteptat. Nu, că li frică. Li frică dacă da lui Banciu 2000 de lei, atunci toată lumea are frică că zice, oi, de-mi dă mie 4000, am venit pula. Ok, și asta, și atunci e bă, foarte bine că funcționează puri. Frica. De da, ideea că s-a stat mult mai mult decât ne-am așteptat în casă și poate că nu o să fie așa explozia pe care o preconizam. Băieții, de dam puri, nu zice nimeni, da, de dam puri, nu zice nimeni nimic. De mizeria aia, ce să zici, n-ai. Am vrut să zic că cum s-o căca toată lumea și o să rei, bă, că poporul ăsta e ceva... La chestii grave nu sare, dar la chestii mărunte, bă, tot poporul l-a dus pe paniman ăla, panimar ăla, cum îl cheamă, cu elicopterul. Himen. Himen ăla. De la Popa. Suceava... Da, bă, l-a dus. Bă, bisericească în altă. Bă, mai sunt astăzi oameni care nu înțeleg că statul are obligații? Mai sunt? Da. Deci cum ei se așteaptă ca pe ăla să-l ducă cu ce, mă? Cu ce fere călători, mă? Dar sunt de bun la cap. Cum își permite statul să-l ia pe ăla cu... Păi pe ăla dacă nu-l iei cu elicopterul, ăla își bagă pula la tine și nu-ți mai dă bani la următoarea campanie electorală, mă. Cum să nu-l ducă, mă? Dar nu, stai un pic, cu că tu nu zici rău, dar nu-ți dă bani. Ăla își bagă pula la tine și nu-ți mai ia banii la următoarea... Ai văzut? Bă, dar sare lumea la mărunțișuri de astea, vai de mine, egalitate. Și-a fost ceva psihologă, nu știu cum o chema. Cum o cheamă pe aia? De-o zis că e normal așa. Bă, și am fost singurul... Nu, mă, terminat. Și am fost de acord cu ea. Nu e psihologă! Tipa aia de la PNL, de oaia neagră PNL-ului, Crina Dobre. Aia, psihologă, cum să nu? E psihologă? Da. Crina Dobre, da, e o da. Zis care va fiecare da. Partid, fiecare nu, partid zis, are... Nu e egalitate și nu va fi niciodată. Bă, o sări toată lumea și în cap la aia. Și am început să intru pe acolo, pe la comentarii, cum stăm acasă și am timp. Și am ținut numai cu ea să văd care îmi bagă pula în gură. Dar nu mi-a băgat-o nimeni, nu a fost toată lumea politicoasă. Cum pula aveți vreme? Eu nu-mi dau seama aici. Admir asta. Dar păi după ce am mutat 87.000 de lemne dintr-o parte în alta... Când stau jos, mă uit și eu la niște căcaturi de astea. Cucu, mi-am făcut azi la răsaduri, n-am avut vreme și într-o pauză în care m-am oprit și mi-am făcut un șpriț de ăla de vară lung, apropo de comentarii online, îl văd pe Mihnea din club, Mihnea Blidariu, care îl știe, om foarte ok, extrem de supărat și de vehement, pentru că Traian, ăsta, Berbeceanu, a zis violenței trebuie să-i răspuns cu violență. Lucru cu care eu rezonez. Am citit postarea lui Berbeceanu și a spus proporțional. Da, dar proporțional. Și nuanțat și absolut legitim. Și Mihnea au scos din context treaba cu violenței să-i răspuns. Iartă-mă, Tibi, violenței să-i răspuns cu violență. Atât era de supărat pe Berbeceanu, cum poți un om ca ăsta să... Și atât de așa de bine aveam argumentele de începând de la legile fizice cu action and reaction, la legile universului, la conviețuirea cu animalele și cu fiarele pădurii, la violență trebuie să răspunzi cu violență proporțională. Dar n-am avut parte despre asta.
n-am mai vrut să comentez pentru că it doesn't make sense. Acum caut eu postarea lui Berbeceanu ca să zic exact. Ai zis-o, aia cum ai zis tu, mă, aia. A spus așa, nu ca așa ce. Da, și da, cred că la violență trebuie răspuns cu violență. Punct, proporțional. Na, da, așa. A zis obi, nu, nu are dreptate. Nu exagera. Dacă vine și îți dă cu toporul în cap, păi tu ce faci? Da, deci aici nu l-am înțeles pe Mihnea, ok, e artist, e muzician, e un om pașnic, dar e tot omul care a făcut, ocupai continentul, s-a dus și a intrat și a fi. Bogdan, deci, părerile sunt diferite în cercul nostru, de prieteni, de cunoștințe, da, de tot, deci nu știu dacă m-am înțeles vreodată cu cineva. Acum, cu care... trebuie avut în vedere domeniul în care lucrează omul care are o părere. Că în momentul în care vine Novak Djokovic și are părere despre vaccin, zic, bă, ok, e o părere și e gara cu părerea mea, care nici eu nu-i doctor, nici eu nu-i doctor. Dacă aveam o părere despre, nu știu, as și cum să dai lungul de linie, mergeam la Novak, știi? Așa și Traian Berbeceanu, care a lucrat în poliție luptându-se cu genul ăla de oameni, știe că e singura chestie care funcționează, chestie pe care Mihnea nu știe, pentru că el e artist. Foarte bun. Apropo, aici a fost protestat armii. Astăzi am dat afară vreo 20. Vreo 20 antivax am dat afară. Mi-am și pus o postare. Astăzi este ziua de dat afară antivax. Bă, deci când văd pe cineva antivax, l-am dat afară direct. Dar ție și place, te bagi în cotoare. Am auzit una nouă de la cineva, Neam. Zice că la gripa spaniolă nu se murea de la gripa spaniolă, ci de la un vaccin pe care îl crease Rockefeller atunci. Și gripa spaniolă, să te ții, a fost inventată de o culta mondială. Bă, nu mai urmăriți de astea, bă, că vă stricați la creier. N-am urmărit, am vorbit la telefon să zic Paște fericiți din alea și mi-a plasat chestia asta. Cum poți să vorbești cu asemenea tu, prieten, de ăștia, neam, mă? Mi-este neam, dar nu mai zic acum. Când asta aia, o obligație. Deci, mă Dragoșe. E ok, în general e ok, na, dar ce să mai am zis bine, tu cunoscându-ne, tu cunoscându-ne pe noi, din momentul în care ne-ai cunoscut, tu din momentul ăla trebuia să-ți faci prieteni doar peste noi, nu sub noi. Nu, ai dreptate, și trebuia să renunți la acele neamuri. Astea sunt rude de dinaintea noastră, mă. Păi da, zice el, să renunți la ei. Nu știi cum o discuție de genul ăsta. Nu știi, că așa funcționează. Iei telefonul, faci acolo, apelezi. Alo, Hristos a înviat. Păi da, bineînțeles că a înviat, că nu a fost vaccinat, că nu a băgat aia o trăvură în el. Păi nu știi greșala. Cum bagă chipuri. De-aia greșala este că o suna. De ce dracu sunt neamurile? Că dacă nu te sună părinții, păi bine mă, mămicule, m-a sunat mătușă ta cu unchiul, că nu i-ai sunat de 3 ani, că de când te-ai ajuns la Cluj, îți bag nu-i jos. Nu-i că nu-i suport, ce-i așa greu, la dracu. Păi bine mă, mămicule, dar cum unde te-am putut crește individul? Unde este individul și puterea lui de decizie? Unde este încrederea în sine, lucrul la sine însuși? Unde este? Domnul Iohannis! Nu, dar o să mai sun, că vine de fiecare dată, vine cu câte o teorie mișto și mai și dă link-uri de la câte o chestie de genul ăsta. Dar ce vreau să zic de Godin? Tu și ai răbdare de ascultat. Avea dreptate, da. Avea dreptate când explica omul, na, că e polițist, care e chestia cu intervențiile, că erau păreri pe Facebook, cum să fie atât de umiliți. Într-adevăr, a fost umilitor pentru poliție. Bătaia cu pietre, fuga aia și așa mai departe. Dar nu puteau să tragă în ei pentru că era foarte cu două tăișuri chestia aia. Na. Doi la mână erau copleșiți numeric și numai dacă trăgeau de două, trei ori, poate că le rupeau capul cu lopeți. Acum, în cazul Gârcina sau cum se chema acolo, la Săcele. Dar au intervenit trupele speciale. Pentru că au alte dotări ăștia de la noi de pază și ordine față de aia din state. De aia au... Aia cum am vrut să zic. De la... Am vrut bă, să terminați, zic că... Bă, terminați, că tot pistoale au, mă, terminați. Tot pistoale, da, dar nu compari cu ce dotări au în state. Fugi, mă, de ce? Eu îți trag cu un carpaț de n-ai idee, mă. Plus că în state sunt mult mai acoperiți de legislație față de ce... Păi aia e problema, că legislația lupește problema, că de-aia nu trag. Că dacă le-am dat voie legislația, trage. Știi ce n-am văzut niciodată în state? Mă, Tibi, tu știi că... Adică și cu fost Tibi ai văzut lucrurile astea. De câte ori, ori vedeai mașină de patrulă? Opel nu prea vezi. Volkswagen vezi. Ei, Vauxhall acolo, așa e. Nu, aia n-ai. Englezii l-au.
polițiștii în America nu au ținută de asta cum au a noștri, de parcă e un fel de, știi, de asta de boctări. Îmi pare rău că trebuie să spun. Poliția română are aceeași uniformă pe care o aveau portarii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj când eram în facultate în 2004. Nu e adevărat, Bogdan. În timp s-a schimbat și acum au cap portarii de la stadioane. Deci în pantaloni aia de costum, exact, pantofi și o pereche de pantaloni drepți de aia de stofă, cumva stofă, și în sus au gecuțe așa mai lăluie, mai lărguță. Au un pistol, dar greu, nu știu, n-au vestele. Când îi vezi ziua în mașină, bieți arată, când te opresc, au reflectorizant aia. Păi, mă rog, n-au cele mai fericite uniforme. Bă, Tibi, când lucram arată mai state, bine ca în trecut, totuși, arată mai bine. Mai bine. Uitați-vă când aleargă Michael Jackson cu ei, Bevaș, ca să înțelegeți de unde. A, în 92 sau când era la... Da, exact, în 92, da. Când 3 ani au avut timp să mănânce toți și să fie burtoși. Știu. Era altceva. No, era la începutul filmului Despre oameni și mergi. Sunt scenele alea. Cu Michael state, Jackson. Comentate fiecare... de tatulici. Securist. Atenție. Mare. Da. No, și ideea e că în state vedeam în fiecare zi polițiștii că veneau în stațiune, în pauza de masă, veneau să-și cumpere de mâncare când lucram la deli și le făceam sandwich-uri. Bă, când intra ăla îmbrăcat, te căcai pe tine și era ținuta standard a polițistului. Avea niște pantaloni de aia, un fel de tactical pants, cu știi că ne tot uităm după ei. O pereche de ghete în picioare, niște bocanci de aia. Bă, stăteau bine, toate multe elastice, centuri, veste, cămașă, mișto, totul arăta într-un fel. Vorbim de România și de marțieni, mă. Știți cum noi, nu? Nu tactical, tehnical, cred că sunt pantalon tehnici, nu? Tehnici, tactical, pentru să funcțional, da. Ești singur sau ești cu 2-3 prieteni undeva într-o discotecă de la țară și sunt toți aia localnici care te-au înconjurat. Și-s 20-30. Păi nu te iei, nu te bați, nu te împuști cu ei, pentru că știi că ai gașcă mai mare care vine mai târziu. Așa că stai liniștit un pic acolo, îți iei niște înjurături, poate un scuipat și zici, e ok, I'll be back. Pază și ordine ce erau oamenii ăștia. Bine că mai erau și de la locală printre ei, la Hunedoara, dacă ați văzut, la Săcele, acolo la Brașov, nu numai uitat de la poliția locală. Deci, nu mă uit la așa ceva. Dar și pază și ordine pentru restabilirea ordinii, pentru menținerea ordinii, nu pentru intervenție. No, înțeleg, normal că înțeleg că avem categorii diferite. Asta zic, internetul nu înțelegea și tot zicea că sunteți de căcat, că uite că de asta, că vă... Cum să înțeleagă internetul? Vreți să revenim la jiboni? 80% din țara asta jiboni. Vă rog să scrieți în comentarii că sunt un nesimțit. 80% jiboni, tati. Din care 20% sunt fine, dar 10% tac. Deci hai, lăsați-mă. Cucu, durerea știi care e? Că 80% nu din România sunt jiboni. 80% din populația planetei este constituită dintr-o masă amorfă de idioți siniștri. Dar și restul 20% au momente de jibonitate. Păi da, se ia, bă, se ia, cum să nu? Păi da. Momente, scăpări... Păi bă, Tibi, când tușești 10 oameni cu coronavirus în jurul tău, să ia, bă, n-ai ce-i face. Ei și tu, oricât te-ai feri, oricât te măși și mănuși, să-i băga în cur. Știu, deci din păcate n-ai ce să-i faci, că-i treaba așa. Intrat pe grupuri de români din diaspora și este un val foarte anti-putere acum și anti-Iohannis. Da. În afară de tot ce circulă cu teoria ale conspirației. Eu îl votez numai că o ținut oamenii acasă de Paște. Votul meu îl are. Pentru ce? Da. Atâta. Votul tău pentru ce? Că nu mai poate candida. Votul meu pentru că e un băiat fain. La ce îi face dacă ceva? Își face pentru primărie. Și se distribuiau link-uri de site-uri din alea cu fake news. De exemplu, că ministrul sănătății i-a propus și era vorba de tot ce-a propus străinul Cercel, alea cu 65 de ani să fie izolat, să fie... Bă, și aia îl înjurau toți pe ministrul sănătății, care am văzut aseară la știri că zicea nu suntem de acord, Ministerul Sănătății și Guvernul nu-i de acord cu aceste propuneri. No, bă, bine, Dragoș, exact asta, iartă-mă că te întrerup, dar noi am mai povestit o săptămână trecută. E manualul bolșevic de manipulare. Cineva aruncă o veste.
efectele, fake news, efectele sunt atât de mari încât dacă cel vizat vine după o oră, două, trei să, să dezmintă, numai. Deci a venit idiotul de cercel, ăla este un tâmp, bă, ăla este o pulă, nu-i pulă, mă, că nu poți jigni bunătate de membru. Deci ăla este o vomă rectală, omul ăla. Pulă de jibon. Toate punctele de vedere. Bă, și îți dai seama, face o propunere idiotă, exact cum ai zis tu, ăsta tătarul zice, domnule, dar nu se poate așa ceva, dar nimeni nu mai stă să asculte. Da. Nimeni, mă, omenirea aia 80% de care vorbea Cucu, aia nu-s făcut să asculte două părți în discearnă. Ai auzit? Ai atacat și da, jur da, și da, dai da, și... Da, 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 și pe... Spuneți-mi că poate aveți voi noroc. Toți avem chestia asta, dar poate mai avem un pic de frână să vedem și altă sursă sau să aprofundăm informația, știi? Bă, stai un pic, dar de când toată lumea e revoluționară? De când toată lumea e atât de deșteaptă încât să contrazică orice? Că dacă îți aduc 100 de oameni de ani de pe net și ți pun în față, îți găsesc pe puțin 20 de probleme foarte grave pe care ei le fac zilnic. Păi, cine să ia, mă? Pe internet suntem toți revoluționari, că e ușor. Păi nu-i frumos, bă, tati, că se întoarce internet. Da, nu-i frumos. Uite-te-le, nu-i frumos. Nu-i frumos. M-ai blocat, Bob, nu-i frumos. Acum, și avem mai mult timp în perioada asta de internet, plus că e situația mai apăsătoare și îți dai seama, e cu mult mai mult revoluționari. Vă jur că eu căcaturile care le văd, le văd pentru că dau la newsfeed să văd ceva mai funny, un meme mai ok, niște prieteni care fac glume bune și printre ele vin ăstea, nu pot să nu citesc chiar o propoziție măcar. Și atunci așa dau de ele. Practic nu le caut deloc, nu mă interesează. Însă ce la constat astea... eu, că bula noastră, bula în care suntem, e mult mai mică decât credea, decât spera. A, da. E mult mai mică. Bine, ne știm toți între noi. Păi asta da, se vede și la alegeri. Da, în principiu, prima dată și după aia aveți și la alte chestii. Da. Apropo de ce o zis Dragoș cu unele obligații. Am fost introdus într-un grup cu foarte mulți membri ai familiei. Majoritatea sunt afara granițelor țării. Deci vorbesc despre diasporă. Oameni cu școală, educați tot. Dacă vedeți feed-ul din grupul de Messenger în care sunt băgat cu familia și dacă vedeți ce teorii circulă acolo, copchile, singur pe lume, știți? E ca romanul zicea, singur pe lume. E ca aia de zicea Eliuță, să nu te bagi în grupul de mame. De mămici, da. Ai exact. Intrat la mămici și ești mort. Ai belit-o. Tu știi, când a intrat el cu vreo 2 ani, că știți și voi, a intrat, a luat niște capturi de ecran, a făcut mișto și a scris în blogul lui foarte mișto despre, și-a bătut fosul de mămici. Copile, deci lor hăituit alea, lor hăituit și lor discriminat pe net, în orice context apărea, orice se întâmpla, dădeau în el și îl jigneau. Cam The Witch, dacă ați văzut, cu Nicolas Cage. Ai atacat grupurile de mămici, copiile, nu există și nimeni nu înțelege capacitatea destructivă a unor femei unde din cele 30-40 de mii de membre, cam 40 de mii suferă de sindromul ăla post-natal. Știi, post-natal, când depresia e la pământ, când e rău, există săracele. Există semne și natură la chestia asta. Cel mai periculos e când e ursoaică cu pui și te-ai băgat. Deci nu numai la specia noastră. Da, dar alea nu sursoaice, mă. Analogia cu ce zicea Bob, nu sursoaice. Cel mai periculos, așa e. Anyway. Am revăzut Revenant, am vrut special pentru scena cu ursul. Da. Și după aia m-am tot dus, am mai văzut încă jumătate de film. Bart. Mos, bine, hai să închidem aici, că a fost destul și... A fost destul la aberație. Bine. Și că tot stă parul ăsta gol aici, nu știu. Bine, ceva de comentarii am vrut să vă întreb. Da, nu mai... Nu, no, important. Nu. Nu, că dacă era important, le citeam și eu. Nu, am vrut să vă întreb ceva. Anyway, dacă ți-amintești ceva, de ce am mai fost acuzați? Sau cravașați, așa, moral? Dar toate astea, într-un episod următor. Noapte bună, copii! Peace.